Deci Peugeot-ul se pregătește să intre la vopsit. Mai trebuie să fie izolat complet pe aici, să-i mai facă domnul Preda niște chestii la chedere. Dar ce este incredibil și mă uimește cu fiecare oră care trece pe lângă, petrecută pe lângă mașina asta, este faptul că nu i-am găsit nici un punct de rugină. Punct. Știți ce e aia? Punct, punct, punct. Nici pe jos, nici pe muchile ușilor, nici măcar pe șuruburi nu are. E ceva calitate în tabla de pe mașinile astea. Nu o să vopsim la ea haionul, pentru că nu are absolut nimic și vor ieși micile astea zgârieturi abia vizibile la poliș, ca să nu pierdem scrisurile. Și plafonul, care iarăși nu are nimic, acum este doar murdar, nu era nevoie să fie vopsit. Foarte interesant, vedeți, linia parbrizului, cum e montat la mașina asta, nu e ca la modelele Volkswagen, care se ia pietre în ea și se țară vopseaua. De asemenea, și capota n-a avut urme de pieticele. Deci totuși nu e o mașină foarte rapidă, dar totuși are un 2 litri cu 6 trepte. Prinde ceva viteză, adică poți merge în regim de autostradă cu ea, nu avea șablaj din ăla de pietre cum au alte mașini. Nea Robert! Da. Fițar ursul să-ți fie! Ce ți-am spus eu pe astea sunt termine? E gata! Ia o să vedem ce se întâmplă cu ursul ăsta. Dăm o tură cu el! Da, motor și frâne are? Nici motor, nici frâne. Îi bagi negrese? Îi pun capace. Scuză-mă. Poate și un gol. Capacele unde sunt? Așa le vede pe mașină. Corect. În video ăsta, pe urmăritor, dar mă, tot așa m-a găsit. Ia uite unde am venit. Asta e când are bord. Se învârte roata, se învârte. Și trapa? Trapa e manuală. Și cum o închizi? Cu mâna, cum? Are o manivelă exact ca geamul. Aia înseamnă, mă înțeles, e manuală. Merge? Merge. Intra pe ea. Eu am deschis-o să iese fumul, că să făceam un fum în ea când sudam. Dar asta are scurgeri de la trapă, chiar. Da. Pe unde le-am dat? Pingăurile alea sau? De ce crezi că am murit? Ia să vedem, să o probez. Crezi că învârte în gol. Depinde, se învârte, se închide. Cât de repede învârți aici, să-mi spui când iasă sus. E gata? Da. Mai un pic, cred că. Așa se ridică sus. Are și deschidere din asta, ha? Pac, da, domnule, frumos. Ia uite, se dă ăsta așa să nu dai cu nasul în el. Și ar trebui să stea sus. Dar nu mai stai și lăsăm așa. Le, detalii minore. Ce n-are? Motor și frâne, nu? Bă, dar nu arată rău, să știi. Nu arată rău. Dacă îi trage și vopsea integrală... Îi dai seama de integrală, dar o face la cimișoare. Trag de capul meu. Plimbi ursul prin țară. Opa. Pe instalația electrică e foarte binevenită și sârmă. Da. Unde o ducem de aici? Cum facem cu ea? Am un loc special. De azi dimineață. Am venit pe ea rău, să nu mai văd. Acum o să te uiți la video ăsta pe repeat. Ce să mă urmă la mine? Păi, când am vrut să-i dau... Se dau cadrul motor jos, când avea rugina acolo jos unde se prinde cadrul, s-a rupt șurubul. De ce s-a rupt? De rugină? Sparge toate alea, m-am săturat, am tăiat după aia de afară, bă, greu. Da. Îmi place că și-a luat masca nouă, i-am spus, vezi că aia ta e rugită și acum am dat masca asta, porfat nouă. Bă, dar să știi că, uite, vezi, când o vezi așa demontată și spartă de rugină, zici, doamne, ce jafi, dar uite, când e asamblată și începe să prindă culoare, nu arată rău. Bine, mie nu-mi plac personal, nu aș face genul ăsta de colaborări, de lucrări.
Da, mă rog. N-are cum să nu-ți placă. Două teva de aici. Ia uite ce șurubul. S-au rupt toate. Cum le desfac eu pe ăștia? Cu altele. Asta ce e? Și dacă tai? Dacă le tai, să rup. Hai să sunăm la numărul ăsta de telefon, uite. Opa. Dar nu știu ăsta de ce trebuie. Și aici mai are alea? Ia. Ia uite aici. Bă, dacă știam, uite că mi-a trebuit 17 de sfaruțele. Da, da, chiar te trebuie și cu aia. Oare ceva, e blocat asta, dar nu înțeleg cum. Ai butonul rămas înăuntru. Oh. Ar trebui să fac cumva să-l împing înapoi. Ia să iau lanterna. Împinge-l cu lanterna. Mă duc să mai mă uit pe la Peugeot, pe la soare, că e frumos. Bă, nici n-ajuns să-i la Peugeot și mă chem înapoi. Bă, bine, vă spus că nu se închide asta, uite. Fii atent, ce înseamnă scula. Că ai zis că e 3 sferturi din lucrare. Da. Hop, am tras ăsta, hop. Și acum fii atent. Păi și la următoarea deschidere? Păi și ea de asta, sau și ascute unghia. Ia uite și... Bună. Tobe are, n-are. Ce n-are? Tobe, rezervor, n-are, ce n-are? N-are nimic de sub așa cum nu, i-am dat punțele și față. Și interiorul? Am de scaun ca șofer. Uite o chestie foarte interesantă de văzut aici. Uite, presiunile la care se umflau mașinile acum câți ani o fi asta, e 316. Și la cât se umflă în prezent? Stai de făcut poză și s-o... Să o confruntăm cu una din prezent. Ia uite unde, Mihai. Pa! Mă avem aici. Ia uite, uite, parcare. Ăsta e din bară, bă, fii atent că băiatul e stângăreț. Hai să ne uităm și pe la Peugeot, hai cu mine. La hai să o ducem pe asta, unde vrei să o ducem, ce-i să-și pune ceva. Așa că o duc la locul ei. Păi, o duci... Are și ea locul ei. Împinsă, bănuiesc. Împinsă, oricum, dar eu de... De azi dimineață, cel puțin de ieri, mi s-a pus pe ea să nu mai văd deloc. Și m-am să-i pun ușa. Asta, de pe partea asta. Ia uite, bă, asta va fi cheția de la portbagaj. Ia uite, două. Cine știe? Așa. Așa. Ba, multă muncă, prea multă muncă. Am muncit la asta, ne-am de m-am luat drăci. Cred. Dacă vrei să mă crezi dumneata. Mai faci? Cum? Mai faci de ăștia? Nu, chiar nu mai fac. O mare băiatul ăsta una. A. Dar m-am săturat de plâns pe lângă ea, crede-mă. Deci pe lângă BMW plângi și pe, ca pe lângă Audi. Eu trec de Audi, că pe mai minț. Bă, de aceea chiar să încercăm o chestie așa. Tablă modernă. De Dacia. Cum vine asta? Nu știu. Tablă modernă de Dacia. Și mă mai cer. Trebuie o cutie. Unde e o cutie? Să mă pun cu... Am găsit plastice bine, mă am să-i pun și eu. Suporți la radiatoare, toate ele. Te le pui în ea sau le pui la curier? Le pun în ea că trebuie să-i pun. Nu mă ajungi pe mine la audio asta puțin. Bă, te ajut ce vrei să-i faci. Mâine, mâine, nu cred. Nici o șansă până mâine. Până în 12, aș vrea să fie gata. Uf. Cutioare. Asta e cutia aia lui prietenul al tău și al meu. Asta e. Aia mică și a crescut mare. Da. Avem un suport de... Tobor. Eu mă duc pe la pe jos, spus ei. Mai că e și soarele. Hai pe jos, pe jos. Pac, pac. Hai să vedem ce mai e prin el pe aici. Numere, piese, piese. Mm.
Deci stă și pe aici apă pe undeva. Dar pe unde stau? Ce să vă mai arătăm pe aici? Vă arătăm și Toaregul? No, Toaregul e rablagic, obosit, o jaf. Nu trebuie să vă cumpărați așa ceva. Cam așa arată. Are niște mici gărieturi și un duleu aici pe ușă. Așa a venit de unde a fost el fabricat. Importat, mai bine zis. Merge cu uleiul Ravenol, știți bine. Pe aici i-am mai tras niște gârieturi. Dar o să-l vopsim și pe el la vară. Lateralele. Cred că și capăt, care o pietricică aici. Cauciucurile Cooper de evitat. Deci de evitat. Le-am luat, că le-am pe ăla, pe cel vechi am avut Toyo AT, o floare asemănătoare, aproape identică. Și am zis, domne, dacă Toyo are floarea asta, pe Cooper o să fie mai mișto. Însă Toyo-urile erau făcute în Japonia, iar aceste Cooper sunt făcute în China. Scrie aici. Nu că ar conta prea mult. Contează enorm. Că sunt foarte tari și destul de proaste. Acum să vede domnul Preza. Deci unde mutăm mașinile astea pe aici? Cum le pune? Ce vrea să facă cu ele? Că ne plimbăm cu ursul pe aici, prin curte, să-l ducem în altă hală, care e destul de departe. Și în hala aia o să vedeți o surpriză. Vreau să-l ducem împins, bineînțeles. Să vezi cum iasă cu botul la soare, așa. Păi și-o împins singur, cer, te lasă pe tine la greu. E ușor. Păi e ușor, că n-are motor, dar măcar așa un pic acolo, să te ajut așa de un împins. Mă rog, mă duc repede, fug pe lângă... Da. Pe urmă, fug pe lângă tine, așa, pac, pac, pac. Aștept din față. Gata, domnule, domnule, așa, momentan. Păi nu înțelegi că o ducem în partea altă. Păi trebuie să-i pun ușa. De ce să muncesc ca gâsca? Să merg cu ușa în spinare până acolo, cum pot să pun acum? Și mănâncă și semințe. Nu, că am mâncat șoarecii. Eu le-am desfăcut ieri. Cineva ți-a făcut o stemă de Audi. Păi eu știu cine. Nu, eu îți făceam de Volkswagen. Și de acolo ce aduci? Aaaa. Uite că tot ne întreba omul ăla, ce aveți acolo? Da. Uși poți. Punem ușa asta. Dar înainte. Bă, dar ce cauciuc are mașina asta? Ce de cauciuc? Bine, bă. 2021. Cooper, ha? A, nu, Goodride. Dacă avea tot cu. Ce vreau, pui altă ușă? Păi pun două. Păi și aia alba cu e? Ia, o să o pune la ea. Aaa, că asta e ruginită. Dar întâi trebuie vopsită și dacă eu demontez toate alea, le mut pe asta doar de dragul de a pleca cu ușa asta de ea. Aha. Dar uitea ușa asta așa. Dar lat așa, nu cred că e cu fiu. O fi ușa mai lată, ea. Strâmbă puțin. Hai, bă, că intră, bă. Nu, dar mă gândeam dacă intră, să pun de-a lat așa. Nu de-a lat, să pun drept în spate. Dar nu cred că e. Insistă, eu mă uit la cauciucuri de astea. Că par interesante așa și ca dimensiune. A, bă, nu Goodride, sunt Goodyear, bă. Alo, mă băgări. Bă, dorm în ghetă, fii atent. Nu dormi la Adidas. Păi și scaunul unde-l mai pun? Deci tot trebuie să mai facem un drum, să știi. Păi nu, problema e că mașina trebuie să plece așa. Cu toate în ea? Să aibă ușa asta. Păi leagă-o cu o sârmă, cu ceva pe acolo, de oglindă, de volan. Trebuie să ții tu pe partea aia de ea. Așa, ca să găsești tu niște sârmă. Nu, și eu să-i bag scaunul. Aha, hai, vină cu scaunul, păi nu.
A, trag de ea când vii cu scaunul. Dar cred că nu prea e bine. Cred că nu, opa. Cred că nu prea e bine, să știi. Păi? Că nu cred că îți va intra scaunul, trebuie băgat întâi scaunul și pe urmă ușa. Dacă ridici de aici încolo... Pe cum ridic tu mai de acolo? Ia, explică-mi și mie, că nu am cum. Stai așa, o să nu dăm oglinde, o să vin cu scaunul. Ia, vină cu scaunul. Așteptăm pe cineva cu spring, nu? Vine domnul Preda cu scaunul. A să auzi un spring pe afară sau ceva asemănător. Ce faci, bă, dărâm zidul, bă! Bă, uite scaunul, caru, fii atent! Da? Dărâm casă și după aia fac alta, așa și eu. Rup peretele. Dar să știi că nu reușim ce vrei tu. Bă, Nea Mihai, tu nici nu încerci, încearcă, bă, uite, oho, bă, asta scuze, nu facem parbine. Dacă tu ți-ai așa de ea... Țin. Să nu zici că nu fac multe lucruri, atât te țin și cu o mână de ușă și filmez. Mamă, ce scaun, nou. Au auzit springul ăla de trecut? Nu. Când erai în magazie. Bine că nu l-auzi. Te-l recunoști dintr-o mie. Să nu-l strângi prea tare. Mână. Bă, apropo de lucrări. Așa. Știi că am pus o poză de la o firmă de la Tulcea care face insonorizări auto. Așa. Și-au făcut un duster complet. Și ne-am scris-o, domne, cât costă lucrarea. Așa. Și mi-au răspuns oamenii. Da. Ghici, zi-o un preț. Nu știu, 2-3.000 de lei. Cât? 2-3.000. Între 8.000 și 13.000 de lei. A, păi ce să mai... Ne apucăm și noi. Uitați că unul ăsta... Ce se întâmplă cu el? Ce să se mai întâmple de dus la coteț? Nu e că... Te-ți permite să te joci cu el așa, încolo și încolo. Dar, dacă dă pe asta... Nu știu care e... Ăla din spate, primul din față e sus, e înainte-napoi și ăla e spătarul. Nu mai vrea, bă, mâncați așa. Asta fiind cupeu, n-ar trebui să aibă de la să dea culcat. Păi nu cred că e scaun de cupeu ăsta. Are de aia pe lateral și mai țin mult de ușa asta așa. Păi stai așa că... Ce? Noi muri. Nu se reglează deloc. În fine, îl dau în față și... Și lăsăm ușa pe el și gata. Am ușa, păi da, bă, dar fii atent. Ai, culea goală. Uite-o că ușa stă și singură, în cioproptii și în tavan. În parasolar stă. În parasolar. Hai că stă, e bine. Nu mai țin de. Ia, ce faci pe acolo? Găsiți reglajele. Toate... Aici o să las un scaun în jos. Dar tu scrie, vezi? Păi scrie, bă, dar nu merge maneta. BMW-ul, ce vrei? Doar scrie, da. Nu mai merge. Ăsta nu vrea să intre. Aici. Nu pot să bag. Păi da, lasă-l așa, că oricum îl vor da jos. Că n-au ce să facă cu scaunul ăsta. Păi n-au meu, da. Și mă am de băgat aia. Bă. În portbagaj nu intră. Lasă ăla, nu. Ia așează ușa altfel atunci. Bă, nu eu, tu. Se acopun așa? Stă. Și bași botul lângă ea acolo. Nu bași tu botul. Ce-mi place. Am spus, domnul Ergin. Păi ce mai face cu ăsta? Nu-l arunci. Păi trebuie să... Îi trebuie unul, dacă nu, că mai are vreo 5 ori. Ce se mai recupereze proiectoarele ăștia, dacă... Proiectoarele toate... Ăla, ce mare e pe acolo. Nu se iau niciun. Pac. Pac. Pune-i capac. Uite cât de repede se schimbă header-ul la mașina asta. A pasat, a durat o oră. A pasat. Ce înseamnă mașină veche? Totul simplu. Și ce header are? Ce header? Uite, cu puf din ăla, acum mai există, nu mai există așa. Bas cu ciocanul și ăla nu. Și uite, nu e rupt, fii atent aici.
Nimic la el, nu e nici rupt, nu îmbătrânește, nu nimic. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Nu văd că BMW-ul nu îmbătrânește niciodată. Da, doar... Vedeți dacă s-a folosit aia pe TikTok. Ce? Cotiera. Să zic să rămână că te iau mașină. A, aia, da, 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 a pus bani cu mine. Îmi trimis zilnic. De la mine știi care a rămas? Aia cu vrei să fii sărac, mergi cu Passat. Pac. Ia uite, bă, la linie tot. Sau de puțin opritorul, dar nu-i problemă. Și acum? Și acum? Urcă-te în scaun. Acum mai avem ușă de aplicat. Ia uite și... A, pe asta o pui montată. Și acum? Bă, ești tare, bă, domnule Preda, ce dai. E bine stai cu celular român. Da. Dacă nu ia. Și? Păi dacă fărăm ceva pe aici, să nu mă întreb cum. Bă, jumătate. Șuruburi. Asta e cu șuruburi? Așa nu a sărit ușa asta în sus de ce? N-ar zornăi? Habar n-am. Are și ea șuruburi, are. Bolțuri. Ia uite. Are, n-are bolți. Dacă avea bolți, nu puteam să o pun eu atât de repede. Aaaa. Trebuia să mă ajut dumneata. Și are o mufă de asta care nu sunt în stare să mai bag înapoi. Nu o credeți. În situația în care eu am scos-o de aici. Hai bă, nea, Robert, bă, ia uite. Pac. Avem și rugul ăsta aici și opritorul. Nu-l mai pun. Opritorul aici, dacă nu mai că... Dacă îl pierde, sau... După aia zice că... Suportul la pedala de accelerație nu mai a fost bun ce mi-a dat clientul. E de modelul 2022. Uite bă că și neamțul a reparat aici, ia uite, pocnite. Ia uite. Aha bă. Vezi? Să nu zici din asta că... Așa bă, și acum? În continuarea programului. În continuarea programului? Cineva împinge. Adică tu. Ia, ce, cum să nu se închide? Iată, te schimbai tragerul de aici, fără da. Să fac provocări. Și ținând cont că e de la aftermarket. Păi... Te las pe dumneata să ghicești, se închide din prima sau nu? Se închide din prima. Zici? Și chiar și, e chiar și la linie. Nu e că aripele schimbă, sunt puse doar așa în câteva minute. Bun, cât prindem până în colțul străzii? O dau că, doamne, doamne, mulțumesc, doamne, că trebuie să termin. Adică că mor și nu mai termin, rămâne omul fără mașină. Aha. Ce uit așa? Mie îmi place când merg, știi, așa să fumez. Să beau cola. Să am furat de țigările, mă, fii atent. Norocul meu că am două pachete tot timpul. Hai, ia și împinge. Ha! Hai, nea Robert, hai că nu mă descurc singur. Nu merge. N-am poziție. Trebuie să împing de aici, de aripă. Ia, hai, domnule. Păi, e bine aceea. Da, ia fi atent. Frânele? Cum mă oprim? Că cam coboară curtea asta. Bine. Până, lasă-o mai încet, Robi. Păi poate nu se mai oprește, de se oprește de 46 la dracu. Da, nu-l faci chiar. Bă, lasă-o bă, o facem în poze lângă audio-ul tău. Că acolo mergem acum. Ne vedem mai în față. Asta a fost donatorul. Uite, stai și de ușa aia, să vezi ce frumos se lasă. Cade mașina pe mine, a? Asta la cursa aia de porumbei. Da, da. Mamă, ce zice de pentru ia, ce surpriză. Hai de cap, bă, vezi că cam ia viteză, Robi. Păi o las, eu nu mai împing, dar țin de eleronul ăsta, oare să nu rămân cu el în mână. Păi că-mi pantă încolo, ce-ai? Bă, coboară încolo curtea asta. Nu vezi că mașina îți merge singură? Păi eu nu împing.
Păi vezi? Vezi că cam ia viteză bine. Da. Păi, uite, păi, uite-mă că ia viteză, mă, singură. Uite ce dacă că e în pantă rău, ți de ea sau... Păi nu ții, mă, de ea. Nu ții, mă, invers, uite că merge singură, ce-ai? Țința nu se ducă prea tare. Pauză. Asta ce mai urmează să pățească? De 4 ani? Asta e de m-am urcat pe cu ușa. Sare de capul meu. Da. Ia uite ce avem aici. Bă, barca aia merge. Barca aia sigur merge, Audi ăsta. E aici, e totul funcțional, totul întreg. Prin curte. Dar bun, ia uite și pisica, bă, cum se plimbă pe ea, bă, e plină de... Fai de capul meu! Ia uite și tu ea. Hai să o spălăm. Mamă, polis, ce să mai... Hai să o spălăm. Ia uite și tu, bă, doarme aici, a futut... Ceva îmi spune că pisica asta e trimisă de Luci Popa. Băiete, na, m-am luat și de ele, de jubulan, am aruncat din toate baraca. Bă... E bine. Nu mai e ce-a fost odată. Gata, domnule, terminare, mă, încă un urs fericit. Asta să primi... Știți cum e mașina asta acum? A. E ca femeia aia văduvă. A, da? Sau ca bărbatul văduvă, că femeia văduvă arată bine. Lunele asta cu ursul să-i ceri poze când o să fie gata cu poze o vopsește. Oricum o vopsește și o vine iar la Craiova, se pune motor. Fai de capul meu! Avem urs... un băiat foarte experimentat pe centură. Ne face motoare de ăștia. Doar de uși. Aha. E, oricum, BMW-ul stă bine pe platformă, du-te înainte, vină înapoi. Pa, fata mea. Mai puțin, până pe 16 mai, stai aceea. 18. Păi, 18! Mă dați să merg cu ea o săptămână. Da, ce fac cu vala asta, rămâne goală? Păi rămâne cu ursul, de exemplu, și cu barca. Hai să împingem pe asta, să o luăm la muncă. Golful ăsta? Ăsta e bine, pornează la sfârșit. Păi asta merge, asta vreau să zic, că nu trebuie împins. Unde ai văzut Volkswagen împins? Ce mai fi spune? Șobolan și șoareci. Ia uite, știu, când am ajuns pe platforma, a zburat bara după ea. Păi? O zbură bără, când a fost prins. Oh. Hai înapoi la treabă, ce să mai terminară, gata. Mamă, ce s-a făcut bardat. Gata, bă, Mihai. Gata, bă, nea Robert. Hai, sănătate.